Ne uităm în jurul nostru și vedem bunătățile care le-a creat Dumnezeu, munții, apele, toată natura, toate animalele, dar mai presus de toate, Dumnezeu a creat omul. Omul care i-a dat, căruia i-a dat înțelepciune să laude pe El. Suntem în acest loc, în această după-amiază, ca să lăudăm pe El. Se merită, se merită să facem aceasta, fiindcă El este Cel care ne-a mântuit, El este Cel care ne-a pregătit veșnicia și de aceea, haideți împreună să îl lăudăm pe Domnul.
ceva vreme purtam o conversație cu cineva și îmi spunea, băi, Ruben, la voi la pocăiți, parcă toți știu să cânte. Și cea mai remarcat zice, am observat că voi investiți foarte mult pe partea de cântare, de închinare în copiii voștri. De ce faceți lucrul ăsta? Care e scopul pentru care o faceți? Și am spus două lucruri. În primul rând, vrem să închinăm Domnului tot ceea ce e mai bun. Și în al doilea rând, ceea ce vom face când vom pleca de pe pământul acesta, o veșnicie întreagă îl vom lăuda pe Dumnezeu și ne vom închina Lui. Și dacă încă de pe pământul acesta nu o facem, nu știu cum ne vom descurca acolo sus. Închinarea nu constă doar în cântare, ci închinarea este și prin rugăciune. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și prin rugăciuni pline de adorare la adresa lui Dumnezeu, să venim toți aceia care suntem îndemnați de Duhul Sfânt. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, că ești răscumpărătorul nostru, ești mântuitorul nostru. Doamne, îți mulțumim că și astăzi vrei să ne vorbești prin cuvântul Tău. Binecuvântează robul Tău în sensul acesta. Și-am dorit ca toată închinarea, toată lauda să fie de un miros plăcut înaintea Ta. Fii slăbit, fii binecuvântat pentru toate. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Doamne, ne cunoști numele, pentru că le-ai scris în cartea vieții, slăbit să fie numele Tău. Mulțumim, Doamne, că ne cunoști și necazurile și plânsetele, dar ne cunoști și bucurile. În fața unui astfel de Dumnezeu care este totul gol și descoperit, vrem să ne închinăm și după masa aceasta în rușină de gol. Te rugăm să privești un ochi spre mecunturare, să ne binecuvintezi, Doamne, cu tot ce ai mai bun și noi te slăbim de acum și până în vreme. Amin. Doamne, singurul care meriți toată slavă, toată gloria, toată închinarea și toată adorarea. De aceea ne-am plâns în această zbămasă să-ți înălțăm numele mai presus de orice nume, pentru că ne-ai făcut mult bine. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, că la vremea potrivită l-ai trimis pe Domnul Iisus să aducă îndurare. Îndurare de care și acum avem parte. Îți mulțumim că suntem în casa Ta și te putem lăuda. Îți mulțumim că ne cunoști în amănunți și toate nevoile noastre și le împlinești prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta, înaintea cuvântului Tău, pe care te rugăm să ne dai și să ne dai și credința și puterea de a trăi. Îți mulțumim pentru robul de care te-ai folosit și te folosești. Îți mulțumim că l-ai împrotit la venire, te rog să-l împrotești și la plecare. Lasă îngerii Tăi să-l păzească. Amin. Te rog să lași harul să aduce asta peste lucrare și cuvântul Tău să fie viu și lucrător. Amin. Amin. Pentru că Tu ești singurul Dumnezeu care merită toată cinstea, slava, te închinăm înaintea Ta, Tatăl Ceresc, împreună cu Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Primești și ne curățește, sfințește-ne și dă-ne putere, Doamne. Să luăm aminte la cuvântul Tău și să trăim în zi de zi. Ajută-ne la lucrul acesta și îți mulțumim frumos în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Cum să nu te lăudăm, cum să nu te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, că prin sângele Domnului Iisus Hristos avem intrare înaintea Ta, înaintea harului Tău, înaintea scaunului de Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim, Doamne, că vrem ca acestea Tu ne vorbești de fiecare zi. De aceea ajută-ne, Doamne, să împlinim cuvântul Tău în fiecare zi. Doamne, știm că venirea Ta este așa de aproape. De aceea, ajută-ne să nu părăsim adunarea noastră cum a avut în orice, ci în fiecare zi, prin credință, să firmăm pe tine. Lasă protecția sângerătării și după mața aceasta. Este lucrarea din locul acesta, este robul Tău, este cuvântul Tău, este fiecare sub pe care plătați la rugat pe Tău. Îți mulțumim că ești cu noi, de aceea ne credințăm brațele Tale. Amin. Doamne, Tatăl,
Tată, te mai rugăm pentru fratele Domnul Natu, să ne îmbraci în puterea Duhului Sfânt, să vorbești prin el într-un mod special în această seară, să viorezi duhurile noastre și să putem pleca binecuvântat de tine din casa ta. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, că suntem în casa ta. Mulțumim că avem parte de primare. Mulțumim că ești prezent aici și ne renoști pe fiecare pe mine. Ești vreau să mărind orice inima se obligă. Mulțumesc că Tu ne promiți să stingi ce nu și-au transport într-un esențe, că ne îmbraci în primărirea Ta, că ne aduci cu Duhul Tău să ne vioreze. Doamne, vrem și cu inimile deschise și să primim tot ce vine din mâna Ta și din cuvântul Tău și te rugăm, Doamne, dă-ne putere să trăim și să fim împlinitori ai cuvântului. Amin. Te laudă și sufletul meu, Tată, Doamne, pentru că puterea Evangheliei Tale a ajuns și în viața noastră și ne-a transformat și a adus bucuria mântuirii și a iertării în Domnul Iisus Hristos. Mulțumim pentru că ne-ai transformat și ne-ai făcut cetățeni împreună cu Sfinții. Fie binecuvântat numele Tău. Am vrea ca fiecare dintre noi să fie o Evanghelie vie, scrisă de Tine pentru cei care ne văd. Pentru că dorim ca să te cunoască pe Pământ, calea Ta și printre popoare, mântuirea Ta. Amin. Despre Vindea la Țărtul Tău, Doamne, Doamne, pentru că ne-a ales pe noi și ne-a așezat în împărăția Ta. Pentru că nu era vrednicia noastră, era meritul Domnului Iisus. Dar îți mulțumim că te-ai apropiat de noi, pentru că meriți în finale, ne plecăm în fața Ta și zicem, lăudați să fie numele Tău. Pentru că numele Tău este putere. Îți mulțumim, Iisuse, că ne-ai dat nouă niște oameni atât de slabi. Această cunoștință, să ne închinăm înaintea Ta și să chemăm numele Tău, în care găsim vindecare, în care găsim eliberare, în care găsim dezrobire. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Amin. Ne bucurăm așa de mult, Împărate Ceresc, și în această după masă, că încă o dată ne-ai ajutat de a putut veni în casa de iluminați. Știm, o Doamne, că Tu ești prezent aici prin Duhul Tău cel Sfânt. De aceea ajută-ne pe unul fiecare, Doamne, să ne închinăm prin Duhul Sfânt. Ajută-ne pe unul fiecare să avem o trăire frumoasă, o trăire în care să putem ajunge atunci când Tu vei veni după noi, să ajungem acolo unde Tu te-ai dus să ne pregătești un loc. De aceea strigăm la Tine, mai ai milă de noi, Tată. Mai îndură-Te, Doamne. Și mila și îndurarea Ta te rog să fie și peste viața mea. Mă cunoști așa de bine, știi durerile mele, știi neputințele mele. De aceea strig la Tine, Tată, mila Ta revarsă peste mine. Lăudat și binecuvântat să fie numele Tău, de Tată, de Fiul și de Duh Sfânt. Aleluia. Amin. 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 Nu puteți trece așa. Continuăm luminarea de Tată.
Cu noi la închinare, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Am dorit ca să binecuvânteze Domnul și pe cei care urmăresc transmisia aceasta mai de aproape sau mai de departe. Prezența Domnului să fie peste fiecare dintre noi, oriunde am fi. Amin. Ne bucurăm după masa aceasta să-l avem din nou împreună cu noi pe fratele păstor Doru Hnatiuc. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze în transmiterea mesajului. Ne-am bucurat de dimineață, în cuvânt, în părtășie, în închinare înaintea lui Dumnezeu. Suntem încrezători că și după masa aceasta Domnul are un cuvânt special pentru fiecare. De aceea să pregătim inimile noastre, să deschidem sufletul nostru pentru cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să lucreze și după masa aceasta cu putere. Amin. În mare anunțurile bisericii s-au făcut în timpul de dimineață. Vă aduc aminte doar lucrurile care ne așteaptă în săptămâna care ne stă înainte. Marți este ziua de post și de rugăciune a bisericii noastre. Vă încurajăm pe fiecare dintre dumneavoastră să puneți deoparte ziua aceasta de post. Suntem și într-o luptă spirituală, suntem și într-o perioadă de criză, de frământare în țara noastră. Haideți să ne ațintim ochii la Domnul nostru Iisus Hristos. De multe ori când te uiți la circumstanțe, de multe ori când te uiți la valuri, parcă te dezorientezi, însă autorul epistolei către evrei ne îndeamnă să privim țintă la Cel care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. De fapt, aceasta este tema și pentru ziua noastră de marți, perseverența în alergarea noastră spre ținta care este Hristos. Și textele care le avem sunt cele din Evrei, capitolul 12, versetul 1 și 2 și Filipeni, capitolul 3, versetul 14 și 15. Vă așteptăm așadar pe fiecare dintre dumneavoastră marți să ne închinăm împreună și să încheiem într-un fel ziua aceasta pusă deoparte pentru Domnul în casa lui Dumnezeu și dacă Domnul ne îngăduie și ne ajute marți de la ora 6, dorim să fim în casa de rugăciune pentru timpul acesta de închinare. Miercuri sunt repetițiile coriștilor, tot de la ora 6, de la ora 18, joi, serviciul nostru de peste săptămână, tot de la ora 18. Poate e bine să mai aducem aminte unora că biserica încă se mai întâlnește. Încă mai avem serviciile de joi, seara și vă așteptăm cu drag și ne rugăm ca Domnul să vă dea nu numai voi și făptuirea și să putem să venim și să ne motivăm și să ne încurajăm împreună și peste săptămână. Joi, de la ora 6, de la ora 18, vă așteptăm cu drag în casa Domnului. Vineri sunt întâlnirile tineretului, sâmbătă de dimineață VBS-uri, iar duminica viitoare de dimineață, de asemenea, ultima duminică de evanghelizare din rândul acestor patru duminici, de la ora 10, vom avea împreună cu noi pe fratele Mihăiță Dănilă va predica cuvântul Domnului și sora Emma repede și fratele Cristi repede vor sluji prin cântare. Ne rugăm ca Domnul să lucreze, să dea har, să dea binecuvântare, de asemenea și noi să fim harnici în perioada aceasta și noi să vorbim și noi să mijlocim și noi să invităm și să chemăm prieteni la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Zic ca Domnul să dea harul și binecuvântarea lui peste toate aceste lucruri. N-aș dori să zăbovesc prea mult. Veniți să ne ridicăm, să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Îl invit aici față pe fratele Nicu. Dobrim să ne conducă în această rugăciune înaintea Domnului. Înstrânși în jurul cuvântului Tău, ne bucurăm, Doamne, și suntem fericiți că putem să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea tronului Tău. Da, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că putem să aducem la visteria casei Tale darurile de bunăvoie care le avem tot din mâna Ta și Te rugăm să le binecuvintezi, că ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat.
Doamne, te rugăm să binecuvintești și cuvântul. Amin. Doamne, te rugăm să însuflețești cu putere, să eliberezi de orice slăbiciune și să ungi cu Duhul Tău pe fratele Doru Cnatiuc. Te rugăm, Doamne, pe noi, fă-ne receptivi. Amin. La cuvântul Tău. Ajută-ne să ne acordăm mintea la frecvența cerului ca să putem înțelege și să putem trăi și aplica în viața de fiecare zi cuvântul. Îți mulțumim, Doamne, că ne asculți și ne binecuvintezi, pentru că te rugăm în numele drag și scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Păstrăm câteva momente de liniște, după cum obișnuim, timp în care ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie, după care continuăm închinarea noastră prin poezie, prin cântare, prin pregătirea noastră pentru ascultarea cuvântului și rugăm ca Domnul să fie slăvit în toate. Amin. În fiecare zi din viață suntem puși în fața unor alegeri. Pe unele le facem bune, pe unele le facem greșit. Dacă astăzi am ales să fim în casa lui Dumnezeu, am făcut o alegere bună. Dar dacă de aici vom pleca împreună cu Domnul Iisus Hristos, va fi o alegere și mai bună. Alege astăzi. Alege suflete chiar astăzi. Ce ai vrea în viață să iubești? Lumea cu plăcerile-i deșarte sau pentru Iisus ai vrea ca să trăiești? Nu vezi că inima ți-e frântă și pace în ea nici când nu ai? Dă-i-o lui Iisus de grabă să facă în ea un colț de rai. Nu mai trăi cu inima împărțită, neștiind încotro să o apuci. Da, Satan va sta la pândă să te întoarcă iar la porci. Dacă vei alege lumea, vezi să nu-ți pară rău și nu uita că pentru tine muri Fiul lui Dumnezeu, iar în ziua judecății îți va părea chiar și mai rău, că cel ce judecă trăirea este chiar sângele său care a curs pe lemnul crucii să poți fi pe veci iertat. Dar de i-ai respins chemarea și pe Iisus l-ai refuzat, grea va fi sentința dată de cel mai drept judecător ce te-a așteptat viața toată să fie al tău mântuitor. Deci lasă lumea păcătoasă și fii un templu al lui Hristos, că nu e mult și viața trece și vei gusta din harul glorios ce ne așteaptă în cer pe fiecare. Pe toți acei de pe acest pământ care am trăit în părtășie cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. O suflet cezat sub povară, trudit ești în noaptea cea grea, privește spre Domnul vieții, lumină prin el vei avea. La Iisus doar privești, să vezi necurmat fața sta și umbrit va fi tot ce-i trecător de lumina și gloria.
via son. Din moarte la viață eternă, pe Domnul de-acum îl urmăm. Cel rău nu mai are putere, prin har biruință avem. La Iisus doar privește, să vezi necurmat fața sa. Și umbrit va fi tot ce-i trecător, de lumina și gloria sa. El tot ce-a promis împlinește, deci crede în tot ce ți-a spus, și celor pierduți le vestește salvarea venită de sus. La Iisus doar privește, să vezi necurmat fața sa. Și umbrit va fi tot ce-i trecător, de lumina și gloria sa. Și umbrit va fi tot ce-i trecător, de lumina și gloria sa. Ce? Poezia din după amiaza aceasta se numește Cine iubește pacea? Cine iubește pacea, iubește pe Hristos și are în el izvoare din harul de iubire, din stâncă înălțată, sub steag victorios, născută la Golgota ca stâncă de zidire. Cine iubește lumea este un praf în drum, luat apoi de vânturi, cel spulberă uitarea, iar viața lui dispare ca și un nor de fum, zadarnice destine pe-a lumii sumbră zare. Cine iubește pacea dreptății lui Iisus este o floare din grădina de har și de lumină și luminează în viață ca stelele de sus, iubirea-i fără margini de-a pururea divină. Cine iubește pacea e o floare de lumină și are în el izvorul din harul lui de sus. Nu rătăcește în lumea ca de întuneric plină, ci luminează dreaptă iubirea lui Iisus. Dar semănați iubirea lăsată de Iisus, grânarul cel de har, de pace și iubire, ca să aveți în ceruri, în patria de sus, o viață fără moarte, eternă fericire. Amin. Thank you.
Deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei la capitolul 10. Vom începe de la versetul 19 la versetul 25, citirea textului biblic. Apoi vom sta în rugăciune înaintea Domnului și rog pe fratele Genu Stuparu să ne conducă cu voce tare în rugăciune. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Venim în rugăciune înaintea Domnului. De aceea te rugăm să binecuvintezi robul tău, să dai un cuvânt potrivit cu starea noastră. Vrem, Doamne, Tată, ca în continuare să te urmăm cu demnitate și cinste. Vrem, Doamne, să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. A plătit un preț atât de mare pentru fiecare dintre noi și mai mult. Ne-a promis că va pregăti un loc pentru fiecare și va veni să ne ducă într-o zi în locul acela. Până atunci te rugăm să rămâi cu noi, să sfințești viețile noastre și fiecare dintre noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Epistola către Evrei a fost scrisă unor credincioși, unor creștini evrei, care erau sub o dublă presiune. Pe de o parte, s-au văzut respinși de cei din neamul lor. Ei nu mai mergeau la templu, la sărbătorile mari. Ei nu mai aduceau jertfe după ritualurile Vechiului Testament. Nu făceau nimic din ce făceau evreii din jurul lor. În fiecare sabat, la fiecare sărbătoare, la câteva luni sau în fiecare săptămână erau văzuți altfel. Așa că au fost respinși și sub presiunea celor din neamul lor. Pe de altă parte, creștinii aveau de suferit în Imperiu. A pornit prigoana împotriva lor din pricina faptului că nu-l onorau pe Cezar, așa cum o făceau păgânii. Ei continuau să se închine lui Hristos, să declare că El este Domnul cu prețul vieții lor. În presiunea aceasta, ispita care îi pândea era să se întoarcă înapoi la iudaism. Să reînceapă să meargă la templu, să reia jertfele, ritualurile, practicile și în felul acesta să fie acceptați din nou în comunitatea evreiască. Epistola este scrisă ca să le arate că au căpătat lucruri superioare, lucrurile la care a țintit Dumnezeu în planul Lui și că n-are rost să se întoarcă la lucrurile din trecut, la umbra realităților spirituale, ci să meargă înainte pe calea credinței, după pilda, după exemplul oamenilor care au plătit cu prețul vieții lor și au rămas credincioși. Epistola se împarte în trei mari secțiuni. Am putea o împărți și în două secțiuni,
ca și alte epistole din Noul Testament, dacă ar fi să ne uităm până la versetul 18 din capitolul 10 și de la versetul 19 din capitolul 10 până la sfârșitul epistolei, la sfârșitul capitolului 13, am putea împărți în două o parte teologică și o parte de trăire, o parte de învățătură sau de doctrină și una de punere în practică. Dar ea se împarte mult mai bine în trei mari secțiuni. De la versetul 1 din capitolul 1 și până la versetul 16 din capitolul 4, avem persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Ce face autorul epistolei este să arate că Domnul Iisus Hristos este mai presus de orice și de oricine. Că la sfârșitul viacurilor ne-a vorbit clar Dumnezeu prin Fiul și este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi. Astfel, el este prezentat ca fiind superior îngerilor. Ei îi admirau pe îngeri. Prin îngeri a primit Moise legea, spuneau. Dacă legea a fost dată prin îngeri, sunt ființe deosebite. Știți chiar din alte epistole în Coloseni, de exemplu, că unii au ajuns să se închine la îngeri. Domnul Iisus Hristos nu este un înger. Domnul nostru Iisus Hristos, a doua persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este Dumnezeu din totdeauna și pentru totdeauna. El deasupra oricăror creaturi, nu-i creat. El ființează din veșnicie. Domnul nostru Iisus Hristos nu este doar superior îngerilor. Ar fi răbdat ei asta. Dar textul merge mai departe, spune-i superior lui Moise. Vreau să vă spun că lucrul acesta era periculos să scrii. Să-i spui unui evreu că cineva-i mai sus de Moise însemna să te omoare cu pietre. E blasfemie. Și dovedește întreaga epistolă cum Moise este credincios ca unul care e în casa lui Dumnezeu. În timp ce Fiul este credincios peste casa lui Dumnezeu. E superior lui Iosua. Adevărata odihnă nu v-a dat-o Iosua în Canaan. Adevărata odihnă e mântuirea în Hristos. Și odihna Canaanului este doar umbra adevăratei odihne pe care o căpătăm în Hristos. Epistola este presărată cu 5 situații de prevenire. 5 situații în care spune, băgați de seamă, aveți grijă, fiți foarte atenți, nu cumva să. Sunt preveniri care vin să accentueze adevărurile pe care tocmai le spune și sunt întrerupte aceste adevăruri de prevenirile pe care le are epistola, importante. În partea a doua a epistolei, de la capitolul 5 și până la versetul 18 din capitolul 10, după ce am văzut persoana slăvită a Domnului Iisus, ne este prezentată preoția superioară a Domnului Iisus Hristos. E mai presus de Aron și preoția lui. Aici apare un personaj ciudat pentru noi, Melchisedec, care nu este o apariție a Domnului Iisus în Vechiul Testament, ci este un preot care se închina Dumnezeului adevărat, fără să cunoască ceea ce a cunoscut mai târziu preoția lui Aron, și care este onorat și cinstit de Avram, dar care prin natura faptului că nu ne este prezentată genealogia lui, îl ilustrează atât de bine pe Fiul lui Dumnezeu și preoția lui, care este preoție după rânduiala lui Melchisedec. Preoția Domnului nostru Iisus Hristos este una odată pentru totdeauna și ne vom uita la un anumit aspect imediat în textul nostru. E o frumusețe deosebită acolo, în termenii Vechiului Testament, a templului, a cortului, a imaginilor pe care ei le cunoșteau, a ritualurilor care sunt acolo și în care este prezentată frumusețea
cu care Domnul nostru Iisus Hristos, marele nostru preot, se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Am văzut și am încheiat partea aceasta de dimineață, când ne-am uitat la ceea ce s-a înfăptuit acolo în sânul Sfintei Treimi. De o frumusețe și de o valoare cum nu găsim o alta. Atâta vreme a așteptat omenirea jertfa mântuitoare. Fiul, acceptând în trup, s-o aducă, prezentând-o înaintea lui Dumnezeu și în baza ei, Duhul Sfânt lucrând mântuirea noastră, nașterea din nou și noul legământ al Harului în care suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El! Paragraful care l-am citit în seara aceasta ne introduce în ultima parte. Ea merge până la versetul 25, la finalul epistolei, în capitolul 13. Și se adresează sau vorbește despre perseverența sfinților sau a credincioșilor pe calea credinței. Să fii credincios Domnului, să înaintezi, să mergi mai departe, prin încercări, rămânând alături de El. În seara aceasta ne vom uita la acest aspect, și anume, la acceptarea noastră în prezența lui Dumnezeu și la apropierea noastră în prezența lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să numesc mesajul din seara aceasta Ziua Porților Deschise. Instituții unde nu pătrunzi în fiecare zi și nu oricum, din când în când, fac lucrul acesta. Cei de la poliție, ca să îi atragă pe tineri, au câte o zi a porților deschise în care îți prezintă ce e acolo și să vezi. Altfel nu știi ce-i dincolo de ziduri. Câte un muzeu zice, pentru că nu toți își permit să vină întotdeauna să plătească biletul, e ziua porților deschise, astăzi e liber. Universitatea Emanuel la Oradea, ca să te atragă, să vezi la fața locului și să guși din frumusețea ce este acolo, a oferit atâția ani de zile, cu excepțiile de acum când oferă într-o formă virtuală lucrul acesta, și îți spune, e ziua porților deschise, hai să vezi un dormitor, hai să vezi studenții, hai să vezi capela, hai să vezi unde mănâncă. Când pătrunzi acolo, e o altă realitate, e o frumusețe deosebită care îți merge la inimă. Ziua porților deschise în prezența lui Dumnezeu. Cum? În prezența lui Dumnezeu? Da. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să, și urmează ce să facem. Ca să înțelegi bine valoarea acestei deschideri, să înțelegi bine și să prețuiești că ți se dă voie acolo, îngăduiem să-și citesc o descriere imaginară. Pentru a ilustra ce înseamnă acest adevăr, imaginați-vă un moabit bătrân, scrutând cu privirea corturile taberei lui Israel și cortul întâlnirii de sus, de pe creasta muntelui. Atras de ceea ce vede, coboară spre câmpie și își croiește drum spre incinta sacră care înconjoară cortul. Este un zid înalt de pânze viu colorate.
care trece peste capul unui om. Moabitul înconjoară zidul până ajunge la poartă unde vede un om. Aș putea să intru? Întreabă pe cel de la poartă, arătând spre lăuntru unde se vede agitația din curtea cortului întâlnirii. Cine ești? Răspunde omul suspicios. Orice israelit ar ști că poate intra acolo. Sunt din Moab, răspunde străinul. Ei bine, răspunde bărbatul de la poartă, îmi pare rău, dar nu poți intra acolo. Legea lui Moise a interzis moabiților să participe la orice aspect al închinării până la 10-a generație. Moabitul e cuprins de întristare. Și ce ar trebui să fac ca să intru acolo? Oh, ar trebui să te naști din nou, răspunde portarul. Ar trebui să te naști în Israel. Ar trebui să te naști din tribul lui Iuda sau al lui Beniamin sau al lui Dan sau altul. Mi-aș fi dorit să mă fi născut în Israel, în vreunul din triburile lui Israel, spune moabitul. Privind mai atent, el vede pe unul din preoți aducând o jertfă pe altarul de aramă și apoi, după ce s-a curățat în ligianul de aramă, intrând în lăuntrul cortului. Acolo ce este? Întreabă el. Vreau să spun, clădirea aceea principală. O, spune pasnicul, acela este cortul. În interior este o primă încăpere care conține un sfeșnic, o masă și un altar de aur. Omul pe care l-ai văzut intrând acolo este preot. El va aprinde lampadarele din sfeșnic, va mânca pâinea de pe masă și va arde tămâie pe altarul de aur Dumnezeului celui viu. Oh, suspină din nou omul din Moab. Mi-aș fi dorit să fi fost un israelit ca să pot intra acolo și să mă închin lui Dumnezeu, să aprind lumina din sfeșnic, să mănânc pâinea aceea de pe masă și să ard tămâie pe altar. O, nu, spune omul de la poartă, nici chiar eu n-aș putea face lucrul acesta. Ca să intre cineva acolo în locul sfânt, ar fi trebuit să se nască nu doar israelit, ci să se fi născut din tribul lui Levi, din seminția lui Aron. Omul din Moab suspină din nou. Îmi doresc să mă fi născut israelit, din tribul lui Levi, din familia lui Aron. Ce altceva mai este acolo? Întreabă el arătând spre cort. Este o perdea, răspunde omul de la poartă. Mi s-a spus că este o perdea extrem de frumoasă, care împarte cortul în două. Dincolo de perdea, este ceea ce noi numim locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor. Moabitul e mai interesat ca niciodată. Ce este în Sfânta Sfintelor? Întreabă el. Este o ladă sacră numită chivotul legământului, răspunde portarul. Chivotul conține anumite simboluri sfinte ale trecutului nostru. Capacul este din aur și îl numim scaunul îndurării, pentru că Dumnezeu stă acolo între heruvimi.
Vezi acel nor plutind deasupra cortului? Este norul slavei. Shechina. El vine să se oprească peste scaunul sau capacul îndurării. Din nou o umbră acoperă chipul bărbatului din Moab. O, spune el, dacă aș putea să fiu preot, aș intra în Sfânta Sfintelor, să-L slăvesc pe Dumnezeu și să mă închin Lui în frumusețea sfințeniei. O, nu, spune omul de la poartă, nu ai putea face asta chiar dacă ai fi preot. Pentru a intra în locul preasfânt, a trebuit să fii marele preot din Israel. Numai el poate intra acolo, nimeni altcineva, numai el. Inima moabitului tresaltă, încă o dată plină de dorință. O, strigă el, dacă m-aș fi născut în Israel, din tribul lui Levi, din familia lui Aron, dacă mă nășteam mare preot în Israel, aș intra în Sfânta Sfintelor, aș intra acolo în fiecare zi, aș merge de 3 ori pe zi, m-aș închina continuu în Sfânta Sfintelor. Pasnicul porții îl privește și dă din cap dezaprobator. Nu, spune din nou, n-ai putea face asta. Chiar și marele preot al Israelului poate intra acolo doar o dată pe an. Și asta numai după cele mai elaborate pregătiri și pentru scurt timp. Moabitul se întoarce și pleacă trist. Nu are nici o speranță să intre vreodată în locul preasfânt. Înțelegi acum de ce sună extraordinar cuvintele? Avem o intrare liberă în locul preasfânt. Cum? Prin Domnul Iisus Hristos. Avem o intrare liberă. Cântările noastre au mers în locul preasfânt. Rugăciunile noastre merg în locul preasfânt. Gândurile, simțămintele tale și ale mele merg prin Domnul Iisus Hristos acum în locul preasfânt, la tronul îndurării lui Dumnezeu. Acum! Intrarea este liberă. Nu este ieftină. E prin trupul Lui, prin jertfa Lui, intrarea. Nu ieftină. Nu lua în șagă. Nu da buzna cum nu trebuie. Avem intrare liberă, spune textul, și avem un mare preot. Noi toți avem nevoie de un mare preot. Avem un mare preot la dreapta lui Dumnezeu. El s-a prezentat acolo și este marele nostru preot și este apărătorul și avocatul nostru la dreapta lui Dumnezeu. Pe baza acestui argument, Romani 8 spune că nu ne desparte nimic de dragostea lui Hristos. Pe baza acestui argument. Pentru că Hristos a murit, a înviat și șade acum la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De aceea suntem păstrați în har. Frați scumpi,
Primul adevăr în textul din seara aceasta e măreț, e uluitor, e unic în istorie. Pentru orice evreu era șocant să ai intrare liberă în locul preasfânt, dincolo de perdeaua din lăuntru. În trupul lui Hristos Domnul a rupt perdeaua aceasta. A deschis drumul, tocmai în locul preasfânt din cer. Nu în umbra de aici, unde nu avea dreptul decât marele preot din Israel o dată pe an, în locul real din cer, în prezența lui Dumnezeu, să poți să mergi acolo. Apreciez harul acesta. Ai acolo un mare preot care stă continuu înaintea lui Dumnezeu. A adus o dată pentru totdeauna jertfa lui, a prezentat-o acolo și mijlocește pentru noi. Binecuvântat să fie El. E acceptarea noastră în prezența lui Dumnezeu. De aceea textul spune să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. E nu doar acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu, este apropierea noastră de Dumnezeu în locul preasfânt. Să ne apropiem cu credință. Amin. Terminologia de aici este în imaginea apropierii marelui preot în Vechiul Testament, a spălărilor pe care le făcea el. Și toată imaginea aceasta vorbește despre sfințirea noastră în Hristos. Am mai vorbit aici despre sfințirea noastră în Domnul Hristos. Am făcut același lucru atunci, era în vonocolo. Când vorbim despre sfințire în Biblie, vorbim despre sfințirea pozițională, în care, ca un vas care l-ai luat, l-ai spălat, l-ai curățat și l-ai dedicat să fie folosit la bucătărie și l-ai așezat aici, în bucătărie, unde va fi folosit. Domnul Iisus a ilustrat lucrul acesta în seara în care a fost vândut, când, folosind un ritual de primire a oaspeților în casă, când gazda și-a arătat toată dragostea, spălându-le picioarele, primenindu-i, s-a ridicat să facă lucrul acesta și Petru a sărit și a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. În Evanghelia după Ioan, câteodată când Domnul Iisus vorbește, interlocutorul înțelege lucruri omenești în timp ce El vorbește de cele spirituale. Vă amintiți, așa-i? Trebuie să vă nașteți din nou. Și Nicodim zice: cine poate apuca viața de la capăt? Nu despre asta e vorba, zice Domnul, ci despre o lucrare duhovnicească care vine din lăuntru spre afară. Dacă ai ști cine este cel cu care stai de vorbă, tu ei cere apă. Da, Doamne, ce bine ar fi să am vântul la casă, nu mai vin până aici. Nu despre asta este vorba, ci despre o apă care va țâșni în viața veșnică, în sufletul tău ai nevoie de asta. Eu vorbesc de altceva. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu, aoleu, auzi ce zice, să mâncăm trupul lui, nu despre asta este vorba, ci despre credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa că Domnul îi răspunde: Simone, dacă nu te spăli, eu n-ai parte cu mine. Și Simon tot pământește, zice: atunci spală-mă tot, Doamne, scaldă-mă tot. Și zice: stai un pic. Cine s-a scăldat odată, n-are trebuință să spere decât picioarele. Știi că este o mare ilustrație a sfințeniei aici? A sfințirii? Spălat odată este sfințirea pozițională în care ești așezat în Hristos. Te-a luat Dumnezeu din starea de pecat, de jos. Te-a spălat, te-a curățat, te-a născut din nou și te-a așezat în Hristos. Te-a luat de pe drumul păcatului și te-a pus pe calea mântuirii. Te-a luat dintre cei ce merg spre iad și te-a așezat între copiii lui Dumnezeu. Te-a sfințit. De aceea Scriptura îi poate numi pe credincioși sfinți.
Pentru că sunt în Hristos așezați în poziția aceasta. Pus deoparte înseamnă. Luat de undeva, spălat, curățat și pus aici. Dacă zice sorei care face curat la biserică, nu vă supărați, aș putea să-mi pun apă în paharul acesta, e curat, sigur că da, vă de dorul. La începutul lunii l-am spălat. Am râs de toți, așa cum am făcut, așa e. De ce? Pentru că îmi spune, bun, noi l-am pus aici, dar va trebui spălat și spălat și spălat. Și... Păi, spălat de câte ori? Știți care e răspunsul? De câte ori este nevoie? Poate că într-o zi e nevoie de 10 ori, poate că în alta de 100 de ori, nu știu. Faptul că suntem în Hristos nu înseamnă că nu avem nevoie de o sfințire progresivă, necontenită. Zilnic ne murdărim picioarele în lumea aceasta și nevoie să venim și să spunem, Doamne, spală-mă, iartă-mă, curățește-mă din nou. Nu pot să mă apropii, să intru în locul preasfânt oricum. Nu doar o dată pe lună la cina Domnului, nu doar când venim la adunare duminica, în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară trebuie să spun, Doamne, te rog să mă speli, te rog să mă sfințești. Și e sfințirea progresivă. Și asta cât durează, frate Doru? Toată viața. Toată viața. Dar vorbește Biblia despre o stare absolut desăvârșită când va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, când prezența păcatului nu va fi, când puterea pe care o are el în lume, când ispitirea, lumea, firea pământească nu o vom avea. Atunci este sfințirea perfectă. Vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci nu va fi nevoie de o spălare zilnică, pentru că vom fi făcuți pentru totdeauna asemenea lui. Imaginea aceasta este când spune să ne apropiem în spălare, în curățire, în sfințire. Să ne apropiem de Dumnezeu cu credință înseamnă să credem că ne primește. Credința mântuitoare din Epistola către Evrei și din tot Noul Testament înseamnă că tu crezi că Dumnezeu are dreptate și că ceea ce face El și planul Lui este perfect și pășești în încredere. Să te încrezi în Dumnezeu pentru căsătoria ta înseamnă că tu crezi că Dumnezeu are dreptate când spune cum să te căsătorești și că Dumnezeu are plan cu viața ta și dacă nu te căsătorești. Tu crezi asta. Te încrezi în El, nu în puterile tale. Să trăiești prin credință înseamnă că înțelegi că Dumnezeu are putere și dreptate și în vremea pe care o trăim acum. Nu înțelegem toate lucrurile, dar ne bizuim pe El. Binecuvântat să fie El. Să ne apropiem cu credință deplină, spune Scriptura. Să ne apropiem ținând la mărturisirea noastră. Ținând la mărturisirea noastră. Ei riscau viața, să știți. E așa de frumos, e așa de plăcut, câte o melodie din cântările noastre atât de cuceritoare când cântăm că Iisus Hristos e Domnul, când declarăm că e Domn. Dar e ușor să spui aici. Atunci când erai târât în piață, când spuneai, mai ai o șansă, înainte de a fi omorât, ars pe rug, i-ai văzut cum gem în chinurile în care ard de vii, înainte de a fi ars pe rug, ca să scap de asta. E suficient să faci atât. Iei cărbunele, îl pui pe altar și spui, Cezar este Domnul. Atât. Deci, ce spui? Și creștinii spuneau, Iisus Hristos este Domnul.
Înțelegi de ce zice Scriptura, numai prin Duhul Sfânt poți spune asta? Nu că o zici acum așa ușor. Am întâlnit în vremurile noastre câte unii care atât de ușor o cântă, atât de ușor o rostesc și trăiesc cum nu trebuie. Nu, te costa viața când spune lucrul ăsta. Să fie limpede. Nu era o treabă de ales între niște lucruri pământești. Este o chestiune de ales așa, pe viață și pe moarte. Declar sau nu declar că mai ești creștin? Declar sau nu mai declar că rămâi în Hristos sau nu? Să ținem la mărturisirea noastră. Să ținem la mărturisirea noastră. Să continuăm să ne încredem în El. Și să ținem la acest lucru. Încă n-au venit vremuri grele. Nu faptul că încearcă autoritățile astăzi să ne determine cumva să ne vaccinăm e anticristul. Stați, ne știți că nu e ce nimeni să ne lepădăm de Domnul. Dar va veni vremea. Să știți că nu asta e presiune. Mai sunt aici frați și surori care știu ce înseamnă când spunea dacă accepți asta, îți oferim ce nu visezi. În vreme comunistă, nu-i de mult. Aveam 19 ani când am dat la seminar. La o săptămână am fost chemat la securitate. Nu intrasem atunci pentru că încă n-aveam armată. Și ofițerul din fața mea s-a uitat la mine și a spus, hei tinere, dacă îmi promiți că nu mai dai la seminar, înscris, eu îți promit, înscris dacă vrei zis, că intri fără examen la ce facultate vrei tu din țara asta. Că la terminare ai postul unde îl vrei tu în țara asta. Dar nu mai dai la seminar. Și am zis, eu dau la seminar. Și el s-a uitat la mine și a zis, da, de ce dai la seminar? Și eu învățat, știți, ca la adunare, așa, zic, cam chemare. Copil. Și asta la mine și cine te-o chemat? Eu mi-am dat seama atunci ce a ieșit și am zis, știți, cum să vă explic, știți, am înclinație, am talent pentru asta. Ca să explic cumva. A zis, l-am înțeles acum. Acolo e decizie, înțelegi? Decizia acolo va fi. Atunci când va trebui să te uiți la beneficii mari în lume, fără Hristos. Sau să te uiți la mari binecuvântări cu lipsuri în lumea aceasta. Dar să rămâi în Hristos. În această situație sunt ei. Citiți textul uitându-vă la situația lor și înțelegeți ce a însemnat să rămână perseverenți în nădejdea lor. Să ne apropiem de Dumnezeu îndemnându-ne unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Nu te apropii singur. Îi apreciez pe toți frații și surorile în Hristos și ne îndemnăm unii pe alții să umblăm în faptele pe care le-a pregătit Domnul, să ne trăim viața cu Domnul în sfințenie. Ai observat ce e aici? Credința, nădejdea și dragostea sunt cele trei calități de bază pentru viața de credință în Noul Testament. Să ne apropiem cu credință, ținând la nădejdea noastră și îndemnându-ne unii pe alții la dragoste creștină. Nu-i minunat ce descoperim în seara aceasta? De dimineață am văzut ce a făcut Dumnezeu ca să poată deschide ușa. Și în trupul Domnului Iisus a deschis-o. Nu doar pentru evrei, pentru întregul pământ. Și în seara aceasta spune, sunt porțile deschise spre locul preasfânt. Haideți să ne apropiem cu multă băgare de seamă. Spunând, Doamne, vrem să ne sfințim, spală-ne, curățește-ne și noi venim cu încredere, cu nădejde, cu dragoste față de Tine
și unii față de alții. El ne primește. Apropiați-vă de El. Amin. Răscumpărătorul, cel venit de sus, scumpul nostru miel, Mesia, e Hristos Iisus. Mulțumim, o Tată, pe Fiul ni l-ai dat. Pentru seara aceasta a fost o zi de har și mă rog ca harul acesta lui Dumnezeu să nu fie zadarnic, să nu fie zadarnic pentru niciunul dintre noi, ci harul acesta care aduce mântuire să ne învețe să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie și să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Haideți să mulțumim Domnului pentru harul Lui. Haideți să mulțumim pentru cuvânt. Haideți să mulțumim pentru părtășie și închinare. Aș dori să rog pe fratele Pavel Moga cu voce tare să ne conducă la încheiere în această rugăciune înaintea Domnului. Pentru ceea ce prin Duhul Tău Sfânt ne-a adeverit și se-a adus. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, că ne-ai mai chemat odată să intrăm, să ne apropiem. Mulțumim, Doamne, că încă ușa Harului este deschisă. Ne-ai chemat pe fiecare să intrăm pe calea care duce în Împărăția Ta. Doamne, îți mulțumim pentru Harul de a fi în prezența Cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, să luăm decizii. Decizii de a îți rămâne credincioși, de a avea nădejde și de a avea dragoste de Tine și de Tine. Doamne, ajută-ne ca noi să nu fim din aceia care dau înapoi la creștiană și din aceia care au credință pentru mântuirea Sfântului. Ajută-ne pe fiecare la lucrul acesta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus.
care ne vei da putere și ne vei ajuta. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim tuturor celor care au slujit, mulțumim tuturor celor care v-ați închinat împreună cu noi, dați-mi voie după masa aceasta, la final, să-i mulțumesc și fratele Doru pentru cuvântul vestit, pentru slujire. Transmite salutul nostru către familie, către biserică, către Universitatea Emanuel. Dumnezeu să vă binecuvinteze în toată lucrarea care o faceți și Domnul să ne dea de asemenea har și îndurare și nouă aici la Mediaș. Amin. Vă dorim o săptămână plină de bucurii alături de Domnul și de biruință pe toate planurile. Fiți binecuvântați din plin. Amin. And can be said to come.